Revitalizarea grădinii publice Ștefan cel Mare din Chișinău, un scop fixat pentru anul 2019 de către Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Directorul instituției, Ion Ștefănița, a propus la această etapă deja schița de proiect elaborată în baza conceptului ce a fost prezentat pe data de 19 noiembrie 2018. Această schiță este propusă spre consultare publică, pavaje propuse, mobilier urban, bănci și urne. La fel sunt prezentate și soluțiile de iluminat artistic nocturn propus pentru spațiul grădinii publice. În acest proiect sunt bineveniți toți citadinii, cei care cu adevărat iubesc acest oraș, de la arhitecți urbaniști, designer, pentru a completa unele informații, până la agenți economici care sunt gata să investească în orașul Chișinău. Mai scrie pe pagina sa de Facebook Ion Ștefăniță va fi un proiect realizat cu susținerea financiară a tuturor celor care își doresc un confort urban acasă. Mai notează Ștefăniță.